Bună ziua! Ce mai faceți dumneavoastră? Când sunt singur, vă întreb ce mai faceți dumneavoastră. Fiindcă n-am pe nimeni cu mine și vorbesc doar cu dumneavoastră. Să vă spun ce facem noi. Mami s-a pus să își organizeze în bucătărie oalele, farfuriile, tigăile, capacele. Eu știu ce mai făcut acolo. Și în bucătărie îi o hara babura acolo ce fac cu mami. A început fără să ne spună și noi o să ajutăm. Și acum... Ah, uite, acum de pe spate, ce face? Merge. Domnul e în vârstă. Și acum am lăsat-o în treaba ei. Fiindcă ea știe cum și le organizează. Noi am mâncat acum de dimineață. Și am mâncat ce-o rămas de ieri, salată de bef. Eu am mâncat cu Natalia un pic de salată de bef. De ce astăzi atâta aglomerație? Astăzi, pe la 5, trebuie să fim în Nădlac, la finul nostru, la prietenul meu, Cristi, și nevasta lui, Larisa. Astăzi copilașul lor împlinește 7 ani, Domnul să-l binecuvinteze, pe Matei, dar și pe fetița lor. Și mergem cu mare drag astăzi, ne-a invitat la masă, la ei. Îi ține la băiat ziua, așa cum am făcut și noi de mare tanta. Vă gândesc, am pus pe mașină. Dar până mergem, trebuie să facem ceva. Putem să mergem acum flămânzi. Până la 5 ne mai ia foame odată. Am mâncat noi acum de dimineață, dar trebuie să facem ceva. Și fac astăzi cu Angi ceva împreună. De fapt, ea o să fac, eu o să filmez. Eu i-am găsit rețeta. I-am trimis-o să o studieze. Ea acum să uite să vadă să face, mă duc să cumpă ce trebuie și iată așa facem o rețetă, facem o filmare și după aceea plecăm cu ajutorul Domnului. Eu mă duc acum să cumpăr ce trebuie. Ne trebuie 500 de grame de carne de vită măcinată. Chiar m-a întrebat Angie, nu-i amestec cu porc? Și am zis că nu, nu e amestec, așa e rețeta. Și dacă așa e rețeta, o respectăm. Dacă mă duc la piață, la Mihai Viteazul, nici fetele nu sunt acolo să-mi bea un pahar de apă. Fetele chiar am uitat să bea apă. A, dar am o apă aici. Păi cam... Ba, cred că e ok. E ok. Chiar am uitat să beau apă cu ce am mâncat. Oh, s-am uitat să beau la Natalia. I-am luat o jucărie. Hai mă, ieși afară. Let's go.
A ieșit. Și cam asta este. Mă duc la piață să cumpăr ce trebuie. Nu trebuie să iau mult, numai am carne măcinată. A, și mai trebuie un dovlecel. Dovlecel țuchii. N-a ieșit afară. Eram atent la doamna aia care parca, că tot vinea pe banda mea, cum vinea tot să vrea să se îndrepte acolo. Și pe stângă erau mașini parcate, nu se vedea în timp că acolo sunt pieton care vrea să traverseze. Ia că așa, trebuie să fii foarte atent. Foarte atent. Eu am cransonat pe doamna aia să o atenționez. Și asta era cu botul și pe banda mea. Mai bine că am cransonat, că și pietonii au fost avertizați. Cransonează taximetristul, că el vrea să întoarcă, vrea să vină. Eu asta vine că asta pe mijlocul drumului. Nu pun un pic pe pauză, că până scap de aglomerația asta să parchez, să ajung la piață, cred că durează. Sunt în piață, nu trebuie să iau multe, doar câteva lucrușoare. Mă duc aici la Unicarn. Au carne faină aici la Unicarn. Proaspătă. Și le pun să mă macine. Și mă aleg ce carne vreau eu. Aici așa. Trebuie să cumpăr ceau. Gata, nu mai. Este o săptămână. O săptămână? Ok. Că trebuie să... Bine, bun. Mai repede, nu? Dar tot din ăla fain, da, nu? Da, tot din ăla fain. Ok. Și așa, e strugurii tăi? Îți ia și ea. Ok. Poftă. Mai trebuie să cumpăr un dovlecel. Ah, dar stai că mă duc la doamna Ana să văd dacă e pe acolo. Mai trebuie să iau pătrunjel, frunză și... Cam atât, că restul avem acasă. Da, dar nu le-am avut. Carne am luat mai înainte și numai de chil. Cred că trebuia să iau un chil. Mi se pare cam puțin, da? Nu, no, așa e rețeta. Le noi facem după rețete. Noi de noi, tot timpul. Mă scuzați că mă grăbesc un pic. Domnul urmăritor de-a nostru, bună! Doamna Ana n-are nici dovlecel și nici pătrunjel. Bună, doamna Ana! Ce faci? La dumneavoastră am venit. Da, spune, dragă. N-aveți pătrunjel, trebuie. Nu, și și dovlecel. La prima oră, e prima mână, cu un leu legătură. Aha. Acum ne trebuie să spun o rețetă. Mami are de lucru acasă și a făcut alt lucru și fac cu Angie rețetă, știi? Și am venit să iau pătrunjel, dovlecel, carne. Nu, las că mai plin pe aici. Să vă iau mâine pătrunjel? Nu, Musa, nu. Nu știu ce face la mine mâine, nu știu dacă venim la piață. No, bun, vânzare bună, vă las, să rămână. No, atunci ce iau de la altcineva. Am văzut eu, nu să vin la... La doamna Ana. Nu pun un pic pe pauză, că poate mi-e place la mine să le filmez. N-am o decât acasă.
N-am filmat tot pe unde am fost. Dar nici n-am avut multe de luat. Am luat pâine, am luat carne măcinată, dovlecel, am luat cartofi din aia care îi place la mami de la Sicusigiu, din aia mare, roșii. Și cam atâta. Mi-a mai rămas 4 lei bani la mine și sper să am destul la parcare, că aici trebuie să plătesc parcarea. Că tot am cheltuit din ei, am mă și dat. Și după aia m-am gândit, mă, dar mai am bani de parcare, cred că exact 4 lei cer. Dar cred că mai am ceva mulți. Normal, eu am aici bani pentru parcare, dar mi-a furat copiii. Cred că Lucas sau nu, nu știu. Bună! Doi! Oh, mai am și rest. Mulțumesc! O zi bună! Mai am și rest înapoi. Ai, ai, ai. Mă duc și cu bani acasă. Am văzut o ilegalitate la domn polițist. Era pe banda din dreapta și s-a încălzat pe, pe stânga la ieșire și nici nu a semnalizat. Ce să facem? Toți suntem oameni, toți greșit. Nu-i nimeni perfect. Vedeai ce cald e, 35 de grade la ora 11, cam așa. Hai să văd cât ceasul. E 12 și 4 minute. Și și astăzi foarte cald. Să aveți grijă cu căldura. Nu-i de jucat. Mai ales dacă sunteți cu probleme cardiace, probleme de circulație. Nu e ușor cu căldura. Spitalul oncologic s-a mutat acum aici. Așa cum obișnuiesc, chiar dacă nu am cumpărat mult, chiar dacă sunt singur și după aceea ne punem la rețetă. Facem o rețetă mai altcumva față de cum se știe la noi. Eu cu Angie când fac rețetele, adică când facem o rețetă, majoritatea sunt de străinătate, dacă nu 100%, să zicem așa. Fiindcă e cumva benefic pentru toată lumea să mai vadă și altceva în afară de ce știe. Prăjitura care a făcut-o Angie ieri, nu ieri, acum 2 zile, cea cu Luca, e minunat, e atât de faină.
mi-a spus cineva că e prăjitura rodica. Nu e prăjitura rodica, doamna. Nu e deloc rodica. E prăjitura luată din Germania. Rețeta e originală din Germania. Și cu mici modificări, am modificat noi puțin. Dar nici de cum prăjitura rodica. Nici n-am auzit, nici nu știu. Nu zic eu că respectiva prăjitură nu e bună, numai mi-au spus că nu se face așa, se face altcumva. Păi probabil că se face altcumva, fiindcă e altă prăjitură, doamnă dragă. No, bun, ne pun acum pe pauză și vă arăt ce am cumpărat acasă. Am la pâine care place la mami, de la brutărie de la Marcea. Angie, am luat 500 de grame de carne de măcinată de vită, dar e carne de lucru, care e cu grăsime, știi, să nu fie prea seacă. Da. Am luat un dovlecel. Ajunge. S-a luat pătuncel. Ok. Două legături. Știi, fac că am luat la mami, pentru că nu are. Dar poți să faci și ție, că și ție trebuie. Păi îmi trebuie, da. Nu, faci, astea sunt cumpărăturile mele. Eu cam dată pe astăzi. Vă las cu pacea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate, cu înțelepciune și cu dragoste. Fiți tare în credință și în dragoste. Vă lăsăm cu pace. La revedere! Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 16 aprilie 2024. Nu provoca ceartă. Curmă cearta înainte de a sentenți. Proverbele 17, versetul 14. Ai văzut vreodată un napțibil din acelea pe care scrie: cei care cred că le știu pe toate sunt enervanți pentru noi care le știm pe toate? Nu? N-ai pierdut nimic, pentru că atotștiutori se găsesc peste tot. Persoanele mai în vârstă cărora le este teamă de inutilitatea lor se chinuie să arate că încă mai știu și mai pot destule. Persoanele religioase își folosesc convingerile pe post de bastoane cu care îi amenință și intimidează pe ceilalți. Da, Biblia ne îndeamnă să luptăm pentru credință, cum scrie în Iuda în versetul 3, dar este o diferență între a te lupta și a te certa. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei în 2 Timotei capitolul 2 de la versetul 23: ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Și mă opresc aici cu citatul. Să reținem aceste patru expresii. 1. Nu trebuie să se certe. Nu fi certăreț, ci seamănă sămânța cuvântului lui Dumnezeu și crede că Duhul Sfânt va lucra în inimile oamenilor. A doua expresie, să fie blând cu toți. Este inutil să ai o atitudine ostilă, umilitoare sau nesuferită față de cineva care nu-ți împărtășește punctul de vedere. Ce te-ar putea împinge spre o asemenea lipsă de blândețe? Nu e nevoie să-i învinovățești pe alții ca să-ți dovedești propria valoare. A treia exprimare, în stare să învețe. În loc să încerci să-ți impui părerile cu forța, mai bine spune: iată ce am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu și iată ce schimbare a produs în viața mea. Experiența personală poate fi adesea cel mai bun argument. Cea patra expresie, plin de îngăduință răbdătoare. Numai atunci când propriile tale răni au fost vindecate, Dumnezeu te va putea folosi să vindece rănile altora. Așadar, roagă-te, Tată Ceresc, fă-mă un instrument al păcii, ca oamenii să primească adevărurile pe care li le descoperi prin mine. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin.
clipa când am fost găsit, dau slavă bucuros, că am în cer loc pregătit chiar de al meu Hristos. Îi voi cânta glorie când va reveni și știu că pentru veșnicii Iisus mă va iubi. Privirea când mi-o lanț spre cer mereu îmi amintesc, voi fi pe veci cu Domnul meu chiar drumul de sfârșesc. Îi voi cânta glorie când va reveni și știu că pentru veșnicii Iisus mă va iubi. Îi voi cânta